Evoluție perfectă pentru mușcelanul Alexandru Manole în faza 1 a Open-ului Bahrainului la tenis de masă, competiție pentru juniori și cadeți ce se desfășoară între 3 și 7 februarie la Manama. În proba individuală, jucătorul legitimat la CS Pristavu Câmpulung a fost repartizat în grupa a 3-a și a obținut victorii pe linie 3-0 cu reprezentanții Bahrainului, Qatarului și Iordaniei, calificându-se astfel pe tabloul principal, acolo unde au ajuns și ceilalți doi români, Cristian Pleta și Rare Șipoș, coordonați la această competiție de antrenorul de la Câmpulung, Mădălin Ionașcu. În proba de dublu, Alex Manole face echipă cu reprezentantul țării gazdă, Rashid Sanad. Vom reveni cu amănunte în jurnalele sportive viitoare.